Bună ziua, dragi elevi! Mă bucur să vă văd la o nouă lecție virtuală de limba și literatura română pentru elevii clasei 1 din instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale. Tema lecției de astăzi este fructele. Eu sunt Olga Drăgălin și vă invit să urmăriți cu atenție această lecție virtuală. Dar mai întâi de toate, tradiționalul nostru calendar al naturii. Spuneți-mi, vă rog, ce zi este astăzi? Așa, minunat, bravo pentru cei care au știut. Haideți să repetăm împreună toate zilele săptămânii. Deci, repetați după mine. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Voi, gândiți-vă și spuneți ce zi este astăzi. Așa, minunat, dar ce lună este acum? Cine esteți, știe și spune. Bravo, dar ce anotimp, dacă ați ghicit luna, trebuie să știți și anotimpul. Minunat, dar cum este timpul de afară, cine ne spune? Este cald sau este frig, poate plouă sau poate vântul. Voi priviți în geam și spuneți cum este timpul de afară. Bravo! Deci, să vedem ce o să facem astăzi noi împreună. Vom învăța cum se numesc fructele în limba română. Vom învăța ce culoare, formă și gust au fructele. Vom citi poezii, vom improviza dialoguri și vom descrie niște imagini. Deci, să începem. Acestea sunt niște fructe. Priviți ce spuneți. Ce fructe cunoașteți din această imagine? Bravo! Să le luăm pe rând pe toate. Priviți, ascultați și repetați după mine. Acesta este un măr. Aici avem un măr. Acestea sunt niște mere. Mărul este roșu, rotund și dulce. Aceasta este o pară. Acestea sunt niște pere. Para este galbenă, are formă alungită și este suculentă. Aceasta este o prună. Acestea sunt niște prune. Pruna are culoarea mov, este acră și gustoasă. Aceasta este o piersică. Acestea sunt niște piersici. Piersica este rotundă, are puf și este aromată. Aceasta este o caisă. Acestea sunt niște caise. Caisa este rotundă, are culoarea oranj și este dulce. Aceasta este o gutuie. Acestea sunt niște gutui. Gutuia este galbenă, are forma alungită și este tare. Aceștia sunt niște struguri. Strugurii sunt de culoarea mov, roz sau alb. La struguri li se mai spune și oamă. Aceasta este o cireașă. Acestea sunt niște cireșe. Cireașa este mică, dulce și suculentă. Aceasta este o vișină. Acestea sunt niște vișine. Vișina este rotundă, mică și are un gust acru. Aceasta este o căpșună. Acestea sunt niște căpșune. Căpșuna este roșie, mică și dulce. Aceasta este o zmeură. Acestea sunt niște zmeure.
Zmeura e mică, are culoarea roz și e foarte gustoasă. Aceasta este o mură. Acestea sunt niște mure. Mura este mică, are culoarea mov și este foarte folositoare. Acesta este pepene galben sau zemos. Acesta este pepene roșu sau mai este numit harbuz. Aceasta este o nucă. Acestea sunt niște nuci. Nuca este rotundă, are coaja tare și este foarte folositoare. Ce fruct îți place ție? Mie îmi place piersica. Mie îmi place mărul. Mie îmi place para. Mie îmi place pruna. Ce fructe îți plac ție? Mai multe, da? Mie îmi plac gutuii. Mie îmi plac strugurii. Mie îmi plac căpșunile. Mie îmi plac nucile. Voi gândiți-vă și spuneți ce fructe vă plac vouă. Ascultați și improvizați dialoguri similare. Irina, îți plac fructele? Da, îmi plac. Care este fructul tău preferat? Îmi plac foarte mult mierele. Cum sunt mierele? Mierele sunt dulci, gustoase și rotunde. Improvizați dialoguri similare. Bună ziua! Bună ziua! Dați-mi, vă rog, 1 kg de caise și 1 kg de căpșuni. Poftim! Vă mulțumesc! Să repetăm cum se numesc fructele. Deci, aici avem măr, pară, gutuie, prune, nuci, strugure, căpșuni, pepene verde, cireșe, caisă, zmeură, mure, piersică. Repetați încă o dată, accesând pauzul lecției. Să vedem ce cuvinte noi am învățat la această lecție. Rotund, круглый, alungită, удлиненная форма, folositoare, полезная, dulce, сладкая, акре, кислая, густоасе, вкусная, аромате, ароматная, суккуленте, сочная, пепене верде, арбуз, пепене галбен, дыня, коже таре, твердая скорлупа. Deci cam astea sunt cuvintele noi pe care trebuie să le memorați. Rotund, alungită, folositoare, dulce, acră, gustoasă, aromată, suculentă, pepene verde, pepene galben și coajă tare. Ascultați o poezie și apoi va trebui să răspundeți la întrebarea ce fructe sunt prezente în această poezie. Poezia se numește Sănătate de la toate, de Anca Cioban. De la miere iau putere. De la cele căpșunele se fac dulci buzele mele. De la miezul de harbuz iau avânt și cresc în sus. Cu un zemos mă fac frumos. Ei, dar poama îmi dau seama, ea e dulce cum e mama. Mâncăm fructe și legume, nu-i nimic mai bun pe lume. O știu bine că au multe vitamine
Vitaminele, măi frate, ne dau multă sănătate. Deci gândiți-vă și spuneți, ce denumiri de fructe sunt prezente în poezie? Așa, minunat, avem miere, căpșunele, harbus sau pepene verde, zemos sau pepene galben, poamă sau strugure. Pentru cei care au ghicit toate denumirile, sunteți bravo! Cei care nu au putut ghici denumirile, să mai citească odată poezia. Vă propun și niște sarcini pentru exersare. Desenează și numește fructele care îți plac. Spune ce culoare, formă și gust au. Fructul meu preferat este mărul. Mărul este verde, rotund și acrișor. Fructul meu preferat este piersica. Piersica este roșietică, rotundă, aromată și dulce. Voi spuneți care sunt fructele voastre preferate. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urez mult succes în realizarea sarcinii.